Dacă nu voi pune mâna mea în palma lui și palma mea în coasta lui, nu voi crede. A vrut Domnul Iisus și a zis: Tomo, adu-ți degetul și pune-l în palma mea și palma în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. După care rostește un cuvânt care poate te pune pe gânduri. Pentru că mai văzut ai crezut, ferici de cei ce n-au văzut și au crezut. Majoritatea ne oprim aici în loc să citim mai departe și textul spune: toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Tomo, tu și încă câțiva și încă o vreme mai aveți harul să pipăiți cuvântul întrupat, dar va veni vremea când credința va trebui să fundamenteze nu pe ce vezi, pe ce auzi, pe ce pipăi, ci pe ce citești. Și de aceea toate aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Toate lucrurile, dragii mei, din Genesa până în Apocalipsa. Și noi călătorim, am făcut un salt uriaș din Genesa în Apocalipsa, făcând umbrelă, pot peste întreaga Scriptură. Într-un fel, în Genesa avem Alfa, începuturile. În Apocalipsa avem Omega, sfârșitul. Iar toată istoria curge între aceste două extreme. Am văzut că Genesa poate fi intitulată, cel puțin așa am călătorit prin ea, istoria facerii unui nume. Și numele acesta ține nevoia de semnificație și toți ni-l dorim într-un fel sau altul. Dăm din coate, luptăm, urcăm scările sociale ca să fim cineva, să realizăm ceva, să avem un nume. Dar am învățat în Genesa că există două moduri de a-ți face un nume. Poți să dai din coate să ți-l faci singur și atunci singura ta șansă este să legi de tine țărâna și de cărămizele și smoala eforturilor tale. Sau să lași pe Dumnezeu să ți-l facă. Și Dumnezeu ți-l face legându-te de persoana Lui. Ori noi din start am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca toată valoarea noastră, tot numele nostru să ni-l împrumute El. Și de aceea este o mare diferență între cele două nume cu care oamenii trăiesc pe acest pământ. Nu uitați când s-a construit turnul Babel, Nimrod și ai lui, probabil Terah era undeva în armata lui, tatălui Avram, și-au pus în gând să-și facă un nume. Haidem să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dintre ei, Dumnezeu îl cheamă pe Avram și spune: ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi face o binecuvântare și îți voi face un nume mare. Vei fi o binecuvântare. Diferența dintre cele două moduri de a trăi viață, de a-ți face un nume, este uriașă. Atunci când îți faci singur un nume, devii o gaură neagră, pentru că ai nevoie de tot ce poți aduna și fura din jurul tău, ca să-ți clădești piedestalul pe care să urci, calci în picioare oamenii, vorbești de rău, ca să ieși deasupra. Când îl lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume, devii un soare, devii o binecuvântare pentru alții, pentru că izvorul la care te-ai cuplat este nesecat, el curge prin tine spre ceilalți. Îți voi face un nume mare, spune lui Avram, vei fi o binecuvântare. Dragii mei, diferența dintre cele două nume nu se limitează doar la felul în care trăim câțiva ani aici pe pământ, ci numele nostru hotărăște destinul nostru. Spuneam că numele ține de nevoia de semnificație și ne conferă identitate, valoare și destin. Dacă aș lua cartea Genesa în râul acesta al istoriei, în râul Scripturii, Genesa este izvorul, Apocalipsa este vărsarea în mare. Genesa este începutul, Apocalipsa este sfârșitul. Genesa este Alfa, Apocalipsa este Omega. Dar ceea ce e important când vin la sfârșitul istoriei, vin în cartea Apocalipsa, văd că truda din Genesa se conturează, prinde contururi, cele două nume încep să se vadă și implicațiile celor două nume devin clare.
Pentru că în toată cartea Apocalipsa veți găsi oameni care poartă numele Fiarei sau numele lui Dumnezeu. Și cele două nume nu se confundă, nici cele două destine date de cele două nume. În Genesa 11 am un nume, în Genesa 12 am celălalt nume. În Apocalipsa 13 am un nume, în Apocalipsa 14 am celălalt nume. În Apocalipsa 13 am numele Fiarei, în Apocalipsa 14 am numele lui Dumnezeu. Ascultați câteva versete din cele două capitole. Fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele Fiarei sau numărul numelui ei. După care urmează o atenționare. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numele Fiarei, numărul Fiarei, căci numărul ei este un nume de om și numele ei este 666. Dați-mi voie să mă mut în capitolul 14, exact ca în cumpăna apelor din Genesa, versetul 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele lui Dumnezeu și numele Tatălui Său. Apoi, un alt înger, al treilea, a zis cu glas tare: dacă se închină cineva Fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se ridică în sus în vecii vecilor. Nici ziua, nici noaptea nu odihnă cei ce se închină Fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Ascultați versetul următor. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Nu știu ce vedeți dumneavoastră în lumea în care trăim, dar indiferent că te uiți în jur, citești ziarele, privești televizorul, simți cum presiunea lumii întunericului crește. Simți cum ești presat din ce în ce mai mult în tiparele acestei lumi. Aproape că nu poți exista, nu poți vinde, nu poți cumpăra fără să te deschizi influenței Fiarei, fără să te deschizi sistemului ei de valori. Pe mână și pe frunte, adică în gândirea ta și în trăirea ta, primești un sistem de valori care e străin de împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești din cei care nu se închină Fiarei, ești într-o lume ostilă, mergi împotriva curentului, aproape că trebuie să-ți înțepenești călcâiele să nu te ia curentul. Și textul spune aici, spune așa: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu implică răbdarea, îndelunga răbdare a sfinților și credința lui Iisus Hristos. Credința curată în Iisus Hristos. Dacă ar fi să adun Apocalipsa în lucruri simple, aș putea spune că primești un nume sau altul aproape pe nesimțite, pe nevăzute. Primești semnul Fiarei închinându-te Fiarei și icoanei ei. Să nu cumva să aveți impresia că trebuie să pună cineva în piață ceva unde să mergem în șir indian, să ne plecăm înaintea unei statui. Vremurile acelea au trecut, probabil că din Imperiul Roman era valabil lucrul acesta, să verși un pic din paharul din mână înaintea procuratorului ca să scap viața. Dar acum lucrurile sunt mult mai subtile. A te închina Fiarei înseamnă a urma pe Fiară, a accepta sistemul ei de valori, a asculta glasul ei, a-i sluji ei, a promova interesele împărăției ei. Să știți că Fiara întotdeauna a avut o icoană, pentru că Fiara este nevăzută, se ridică din adânc, pleacă în adânc, noi nu-l vedem. Dar întotdeauna are o icoană prin care lucrează oameni, sisteme politice, sociale, de tot felul. Deci nu uitați, numele Fiarei nu se primește cu un chip sub piele sau pe frunte, ci se primește în viața de zi cu zi. Mulți dintre noi îl poartă deja.
Pe de altă parte, primești numele lui Dumnezeu păzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Hristos. Nu asta spune textul? Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Cum adică răbdarea sfinților care zic nu sistemului de valoare? Dar îmi pierd slujba, îmi pierd școala, îmi pierd prietenia. Well, ducă-se. Nu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Unea din biserici, Domnul Iisus îi spune celui ce va birui, cel care va avea curajul să zică nu. Îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Și nu-i doar că umbli cu o pietricică albă în buzunar și te bucuri că numai tu știi că ai un nume nou, ci va veni o zi când vei scoate pietricica din mână și va fi intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu și spre surprinderea ta, însuși Fiul lui Dumnezeu se va ridica în picioare să strige, să mărturisească numele tău înaintea Tatălui și înaintea îngerilor lui. Celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui și înaintea îngerilor lui. Am ajuns aproape la sfârșitul Apocalipsei. Apocalipsa se termină cu o judecată și o răsplată. Judecata e în capitolul 20, răsplata în 21 și 22. Dați-mi voie să citesc câteva versete. Am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați nu după religia lor, nu după credința lor, nu după mărturia lor, după faptele lor. Nu uitați, semnul fiarei se primește pe frunte și pe mână, adică îți afectează sistemul de gândire și viața pe care o trăiești. Și întotdeauna o faptă are ca rădăcină un gând. Și atunci când nu te-ai înnoit în duhul minții tale, când nu ești apucat de Dumnezeu dinăuntru spre în afară, conformarea ne ajută. Dragii mei, convertirea este o naștere din nou, o înviere din morți. Este o transformare lăuntrică, în primul rând în gândirea ta față de Dumnezeu și împărăția Lui și pe urmă față de sistemul de valoare al acestei lumi. Deci niște cărți au fost deschise și morții au fost judecați după faptele lor, după rodul gândirilor, după felul în care și-au trăit viața de zi cu zi aici pe pământ. După cele ce erau scrise în cărțile acelea, dragii mei, dacă niciun gând, nicio vorbă nu se pulverizează, nu dispare, dacă omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit, înseamnă că ne trăim viața goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu și la judecată. Totul va fi acolo, în cărțile lui Dumnezeu. Nimic nu va fi ascuns. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Morții și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Despărțirea finală de Dumnezeu și veșnică. Și ascultați versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții. Dacă mă mut un pas mai departe, de la judecată la răsplată sau de la pedeapsă la răsplată, ascultați ce spune capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El le va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici țipăt, nici tânguire, nici durere, căci lucrurile dintâi au trecut.
Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă cuvintele acestea sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apelor vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi poporul meu. Am întors ultima filă, am încheiat cartea Apocalipsă. Aparent, clar și simplu. În realitate, dragii mei, stăm lângă cea mai tălmăcită și răstălmăcită carte din Scriptură. Nu există perioadă din istorie în care cartea Apocalipsa să nu fi venit în prim plan. Și nu există perioadă din istorie care să nu fi născocit interpretări ale acestei cărți, care probabil într-o zi va trebui să le lepădăm ca niște haine copilărești. Dar nu cred că Biblia ne este dată ca fiecare să o tragem încotro vrem noi, să-i dăm ce interpretare ne place. Ascultați cum se încheie cartea Apocalipsa. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta. Dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate și Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cu alte cuvinte, în fața acestor adevăruri rostite de Dumnezeu, mi se zbulește pielea pe spate, îmi tremură sufletul în mine, pentru că cine sunt eu să spun că am mai multă înțelepciune decât ceilalți din istorie? Că voi putea sau vom putea scoate din cartea asta lucruri mai bune decât au scos alții. Dragii mei, odată atinși de păcat, mintea noastră s-a îmbolnăvit. Și dacă e să înțelegem ceva din cuvântul lui Dumnezeu, cu toată smerenia, trebuie să dezbrăcăm mândria noastră, să ne deschidem luminii lui și să rugăm pe el să ne tălmăcească scripturile. Dar dacă Domnul Iisus i-a spus lui Toma, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Cred că și această carte mi-l va descoperi pe Domnul Iisus Hristos, pe Prințul Vieții, pe copilul acela pe care l-am cântat din Isaia, capitolul 9. Mi-l va descoperi și întâlnirea cu El va fi viața veșnică. Dar aș vrea să recunoaștem împreună, pentru că este un drum lung înaintea noastră. Vom trece prin cartea Apocalipsa, ne vom întoarce la cele 7 biserici să învățăm ceva despre ele și despre noi. Și drumul acesta probabil ne va lua vara întreagă. Și tare m-aș bucura ca Duhul lui Dumnezeu să călătorească cu noi, să ne lumineze mintea în timp ce citim această carte. Și haideți să ne plecăm capetele așa cum suntem, să rugăm prezența Lui între noi și lumina Lui peste noi. Doamne Iisuse Hristoase, când privim la istoria care a trecut și la ce s-a făcut cu această carte, ne întrebăm cine suntem noi să ne dăjduim la ceva mai bun. Ne recunoaștem micimea, limitările, ne recunoaștem, Doamne, țărâna atinsă de păcat, ne recunoaștem mintea lipsită de înțelepciune și împreună ca biserică, stând pe promisiunea Ta, care ne-a spus că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Cerem prezența Duhului Tău, cel Sfânt, peste noi în tot acest proces al descoperirii, al interpretării cărții Apocalipsa. Cerem, Doamne, lumină de sus și, în mod special, cerem înțelepciune. Și dacă credința noastră este mică, Doamne, mărește-ne credința, pentru că Tu ai promis în Iacov, dacă veți cere cu credință, vă va fi dată. Cerem înțelepciune și har, Doamne, să te descoperim în această carte și pace, ca indiferent ce am vedea prin ea și în ea, să ne liniștim sufletele, pentru că Tu ești pe tron, Tu domnești, lucrurile nu ți-au scăpat de sub control, Tu cârmuiești istoria. Slăvit să fie numele Tău și, Doamne, îți spunem mulțumim pentru prezența Ta și mulțumim pentru lumina Ta. Amin.
Când deschizi Biblia, întâlnește în ea 66 de cărți, dar sunt tot felul de cărți. Mai și un copil începe să distingă între proză și poezie. Sunt două feluri diferite de a te exprima. Dar în Biblie există mult mai mult decât proză și poezie. Și una din întrebările care trebuie să le pui în fața unei cărți din Biblie este ce fel de scriere stă în mâna ta. Pentru că fiecare fel de carte, fiecare formă literară are o cheie a ei. Și dacă înveți câteva lucruri despre ea, ai posibilitatea să o pricepi ceva mai bine. Dacă ar fi să întreb pe cineva, nu m-aș duce la teologi. Teologii îmi vorbesc despre foarte multe lucruri în Apocalipsa și au dreptate. E o carte complicată, cu îngeri, cu balauri, cu cai, cu peceți, cu trâmbițe, cu potire. Nici nu știi ce să faci cu ele. Dar l-aș întreba mai întâi pe autorul însuși. Ce zice el despre propria sa carte? Nu-i cinstit? El a scris-o? El a fost insuflat? El știe mai bine decât știm noi. Și dacă ar fi să-l întreb pe Ioan, ar trebui să-i citesc cartea. Eu mă voi rezuma la primul și ultimul capitol în dimineața aceasta. Vă las pe voi să umpleți între celelalte, să umpleți celelalte goluri sau celelalte capitole. Ascultați cum începe cartea Apocalipsa. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimisând pe îngerul său, la robul său Ioan. Cine este acest Ioan? A, acela care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. A mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, despre mărturia lui Iisus. Și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Căci vremea este aproape. Capitolul 22. Iată, eu vin curând, ferice de cei ce păzesc cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii. Și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Ce spune Ioan despre cartea lui? Unul, el însuși este un proroc. Spune îngerul, cu frații tăi prorocii, el este un proroc, iar scrierea lui este o prorocie, este o profeție. Cu alte cuvinte, Ioan spune, dacă ești să citești cartea mea, citește-o prin ochelarii cu care se citesc prorociile sau profețiile. Asta ne obligă să ne aducem aminte de ce am învățat în Isaia. Și cei care știți pe din afară lucrurile, îmi pare rău că vi le repet, dar repetiția este mama învățării. Cum se interpretează o profeție biblică, o prorocie? Pentru asta trebuie să punem o altă întrebare. Care e rolul profetului în economia legământului lui Dumnezeu? Veniți cu mine în cartea Exod. Cartea Exod este cartea pivotară a Bibliei. Aici avem descoperite căile Domnului. Ce am învățat împreună din Exod? Răscumpărarea este prin har în baza sângelui mielului pascal. Deci răscumpărarea este prin credință, fără merite. Este harul lui Dumnezeu. Au ieșit din Egipt, au ajuns la Sinai, prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a plouat până și mană peste ei și le-a deschis stânca ca să bea apă în pustie. Când au ajuns la Sinai, Dumnezeu se uită în ochii lor și prin bătrânii poporului le spune: dacă veți asculta glasul meu și veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi ai mei dintre toate popoarele. Cum adică nu erau ai lui? Încă nu, încă Dumnezeu nu încheiase cu ei legământul. Și Moise trebuie să coboare la bătrânii lui Israel, să le spună pretențiile lui Dumnezeu și bătrânii lui Israel în numele poporului să strige: vom face tot ce a zis Domnul, adică vom asculta de glasul lui și vom păzi legământul lui. Ce știau ei că se va întâmpla 3 zile după ce vor porni de la muntele Sinai? Răzvrătirile se vor ține în lanț și ei vor fi îngropați
cu toții în nisipurile pustiei. De ce? Pentru că odată carnea atinsă de păcat, dragii mei, nici unul dintre noi nu putem umbla în ascultare de Dumnezeu în chip desăvârșit. Spuneți-mi cum ar fi fost. Pe ecran aveți două buline, una în capitolul 19 și cealaltă în capitolul 24. Pentru că în 24 se încheie legământul. Dumnezeu nu mai are nimic de adăugat. Legământul este încheiat. Cum ar fi fost să ne adauge Dumnezeu cortul întâlnirii, jertfa pe marele preot, posibilitatea mărturisirii păcatelor, a iertării? Cum ar fi fost? N-am fi avut nicio șansă. Dar inima omului fiind nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea, mulți dintre noi am experimentat că suntem gata să călcăm nu numai porunca lui Dumnezeu, ci să întoarcem spatele și soluției lui Dumnezeu. Știm că trebuie să ne mărturisim păcatele, dar nu vrem să o facem. Știu că firea mea pământească ne este nerăstignită, dar așa sunt eu. Dar ce ai făcut? Pe odată ai călcat porunca și în al doilea rând ai refuzat soluția, iertarea. Dumnezeu ar fi trebuit să te lase, să mă lase în voia minții mele blestemate când am călcat porunca, dar în harul lui mi-oferă iertarea, jertfa și mijlocirea marelui preot. Și vreau să vă spun, face chiar mai mult. Când vede că împietrirea vine peste inima mea, el trimite pe proroc. Și ăsta este rolul prorocului în Israel. Prorocul vine în momentul în care legământul este rupt de nelegiuire, vine ca să dovedească nelegiuirea, să rostească judecata și să facă ultimă chemare a harului lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că lucrurile sunt la fel și în Noul Testament. Dumnezeu nu s-a schimbat, noi continuăm să fim poporul lui răscumpărați prin har, prin sângele mielului pascal, dar stăm în legământ cu Dumnezeu prin ascultarea noastră. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, să trăiți în ascultare de Dumnezeu. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl și mijlocitor și jertfă de ispășire. Dar dacă după ce am călcat porunca, întoarcem spatele soluției, noi suntem o adunare de proroci. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă nu te ascultă, ia cu tine doi sau trei înși. Dacă nu vrea să asculte nici de el, spune-l bisericii. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică. Răbdarea lui Dumnezeu nu este o răbdare veșnică. Taie-l afară, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Spune Domnul Iisus Hristos însuși. Observați, există o relație cu Dumnezeu care este ruptă de păcat. Păcatul ridică un zid de spărțire între noi și Dumnezeu. Profețiile vechi testamentale au trei elemente din care sunt construite. În primul rând, este o sală de judecate unde se dovedește nelegiuirea. Pe urmă, există vaietele din proroci care anunță pedeapsa. Și în mod ciudat, în fiecare carte profetică, afară de una, se aprinde la sfârșit o lumină. Și asta este nădejdea sau mântuirea. Uitați-vă o clipă la Dumnezeu, care îl trimite pe prorocul său, pentru că nelegiuirea era clară înaintea ochilor lui. Dar în mod ciudat, prorocul scoate dintr-o desagă binecuvântări și blesteme, pedeapsă și mântuire. Deoarece nelegiuirea este reală, pedeapsa este inevitabilă. Singurul mod de a evita pedeapsa este pocăința, recunoașterea stării în care ești. Și atunci, în mod paradoxal, în locul pedepsei pe care o meriți, Dumnezeu îți oferă mântuirea. Și asta este paradoxul din cărțile profetice. Vreau să vă spun că nu se schimbă nimic în Apocalipsa. Oamenii care vorbește Ioan sunt cele șapte biserici din Asia secolului I, din Asia Mică. Domnul Iisus Hristos, care practic vorbește bisericilor prin Ioan, care pune în scris ca odinioară prorocul, vede în biserici nelegiuirea, problemele, păcatul, afară de Smirna și Filadelfia, celelalte cinci, toate au fost atinse de păcat. Și veți găsi în fiecare scrisoare afirmația, ce am împotriva ta, când Iisus are ceva împotriva ta, să știi că acel lucru nu poate fi cu el în rai, el trebuie reparat, curățit, vindecat. Ce am împotriva ta, spune bisericii din Efes de pildă, este că ți-ai părăsit
Dragostea din tâi, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiște-te. Altfel am să vin să iau sfeșnicul din locul lui. Observați, după ce situația este clară, vine oferta, binecuvântare și blestem. Pedeapsă și mântuire, viață și moarte. Viața o primești doar prin pocăință. Celui ce va birui și vine răsplata. Cel ce nu vrea să se pocăiască va primi pedeapsa. Domnul Iisus este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Imaginați-L stând deasupra istoriei, deasupra vieții tale, a vieții mele. Când El mă privește, El vede și cauza care m-a adus în starea în care sunt, dar vede și destinul la care mă duce starea în care sunt, dacă nu fac ceva. Și de aceea când un proroc apare în viața mea, când Dumnezeu rostește în dreptul meu prorocia din păcat, din păcatul la ivială și oferindu-mi alegerea, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, dacă nu fac alegerea corectă, drumul meu va continua spre moarte. Asta este cartea Apocalipsa. Dar aș vrea să mai subliniez un lucru legat de profeție. Și priviți o clipă, imaginea care urmează, e un pic mai complicată. Dar vedeți o pată mare, neagră, jos. Este tot spațiul, împărăția, realitatea blestemului, a morții. Să știți că există o împărăție a lui Dumnezeu și o împărăție a celui rău, împărăția luminii și o împărăție a întunericului. Și împărăția întunericului este un spațiu continuu. Când intri în el, poți aluneca prin spațiul acesta. Dacă nu te-ai oprit imediat, te duce mai departe gheața și te vei pomeni în pedeapsa veșnică. La fel este împărăția lui Dumnezeu. Promisiunea de mâine se transformă în promisiunea finală, dacă tu rămâi pe drum și mergi în aceeași direcție. De fapt, cele două împărății sunt două direcții de mers, două moduri de a gândi, două moduri de a trăi. Prorocul este chiar acolo în mijlocul acelei moriști, noi am numit-o fusul profetic în Isaia, pentru că prorocul este un om al vremii lui. Dacă în jurul lui Ioan n-ar fi existat cele 7 biserici, n-ar exista cartea Apocalipsa. Cu alte cuvinte, prorocul nu scrie pe cer adevăruri valabile pentru generațiile indefinite ale viitorului. Nu, nu. Prorocul vorbește în acumul profetic pentru oameni care sunt vii în jurul lui. Dar prorocul, scoțând din desaga lui Dumnezeu, le vorbește despre realități viitoare, imediate, sau, dacă vreți, escatologice în cazul lui Ioan, pentru că el trăiește după prima venire a lui Hristos. La fel, în pedepse viitoare, imediate, sau pedepse finale, despărțirea de Dumnezeu, cum am citit în carte. Dacă prorocul este un om al vremii lui, prorocia lui este pentru cei din vremea lui. Ori Ioan a vorbit cu 2000 de ani în urmă, nu pentru Biserica din Iris sau din Cluj, în 2010, ce a vorbit pentru cele 7 biserici din Asia Mică, respectiv pentru cei din vremea aceea. Dar pentru că el a scos din desaga lui lucrurile lui Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci și vorbirea lui rămâne normativă și relevantă pentru oamenii de pretutindeni și de pe toate meridianele globului. Cu alte cuvinte, din cartea Apocalipsa avem de învățat și eu, și tu, și noi astăzi. Este și pentru noi, ca pentru ei, din pricina Dumnezeului care vorbește prin ea. Aș vrea să duceți cu dumneavoastră un prim principiu foarte important. Când citiți cartea Apocalipsa, să nu cumva să vă imaginați că aveți în mână o sferă de cristal în care dacă aveți inițiativele corecte, veți reuși să citiți viitorul și veți vedea ce va urma și cum va fi. Nu, nu. Imaginați-vă cartea aceasta ca o scrisoare scrisă la cele 7 biserici. În centru trebuie să avem capitolele 2 și 3. Când citești cartea Apocalipsa, indiferent unde ești în ea, trebuie să spui o întrebare. De ce le-a descoperit lucrul acesta Dumnezeu celor 7 biserici și cum sunt ele ajutate să biruiască în fața ispitelor, a prigoanelor, a morții, a apostaziei? Aici este răbdarea sfinților. Dacă lucrul acela nu te ajută niciun fel în deciziile care trebuie să le iei astăzi, nici n-ar rost să-ți bați capul cu ele. Dar toată Scriptura, toată cartea, într-un fel, a fost scrisă cu această intenție, pentru că Domnul Iisus Hristos a plătit cel mai mare preț
și dorința Lui este să ne vadă biruind ca să fim împreună cu El. Când veți citi, veți lectura cartea în săptămânile care urmează, pentru că asta vreau să o facem, să o citim o dată pe săptămână, în grupurile noastre. Chiar dacă nu înțelegem prea multe la început, cartea începe așa, ferice de cine? De cine? Citește. Asta știți cu toții. Dacă nu, de cei ce ascultă. Unul citește, ceilalți ascultă, dar nu este unul din sală care să nu poată intra în această fericire. Și ceea ce vă pot garanta este că dacă o faceți rugându-L pe Dumnezeu să vă lumineze, la fiecare citire vă stea afară întrebări de pe lista voastră, pentru că Duhul Sfânt vă va da răspunsuri. Dacă bisericile sunt în centrul atenției a profetului, a lui Ioan, care era contextul, situația acestor biserici ale Apocalipsei? Citesc încă o dată primele versete ale cărții. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi, robii săi erau toți credincioșii din bisericile Apocalipsei și ceilalți în afara lor, dar ascultați ce trebuia să le arate. Lucrurile care au să se întâmple în curând. În curând. Nu știu dacă dumneavoastră în limba română acest în curând vă comunică un sentiment al urgenței sau vă ziceți în mintea voastră, în curând e peste 1500 de ani. Da? Ca și cum Dumnezeu ar fi spus lui Avram, Avrame, în curând îți voi da țara ca moștenire, peste vreo 430 de ani, când tu vei fi de mult oale și ulcele. Nu, nu, în curând, ca limba să aibă sens, nu poate fi decât în curând. Dar dacă nu vă ajunge lucrul acesta, citiți cartea și vedeți reluările lui Ioan. De pildă, în capitolul, versetul 3 spune, ferice de cine citește și de cei ce ascultă, ferice, cu alte cuvinte, din nou este o grabă, pleacă repede urechea. De cine citește, cine ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Vremea este aproape. Nu-i peste 20 de ani, 50 de ani, 100 de ani, vremea este aproape. Cât de aproape nu știu, cât de în curând nu știu. Dar sentimentul urgenței străbate întreaga carte. Cu alte cuvinte, întrebarea pe care ți-o pui în mod natural, citind toate aceste avertizare, în curând, aproape, ce anume urma să se întâmple în curând pentru poporul lui Dumnezeu? Uitați-vă o clipă la cele două posibile date ale scrierii cărții. 68-69 după Hristos, Nero murise, în 68 Nero moare, se ridică Galba în urma lui și începe o perioadă de turbulență în Imperiul Roman. Vespasian este pe undeva prin Siria împreună cu Titus și Domitian și se apropie de Ierusalim. În anul 70, Ierusalimul este încercuit. La 10 august 1970, templul era în flăcări. Ierusalimul era dărâmat. Cu alte cuvinte, pentru poporul lui Dumnezeu urma o tragedie cum n-a mai fost niciodată în istorie. Vreau să vă spun că din 70 încoace, până în zilele noastre, 2000 de ani, templul n-a fost rezidit. 1948 se reașează statul Israel, 1948, 15 mai. Cu alte cuvinte, până în zilele vieții noastre, lucrurile acestea nu s-au reparat. Și încă așteptăm să vedem ce urmează. Dacă mutăm cartea în anul 92-95, evenimentul dramatic care stătea în fața lui Israel era nu dărâmarea templului, pentru că templul era deja dărâmat, ci raderea de pe pământ a cetății Ierusalim. În 132 izbucnește răscoala lui Bar Kokhba și în 135 este înnăbușită de romani, Ierusalimul dărâmat, arat și transformat într-o cetate străină, Elia Capitolina. Și timp de 300 de ani, sau 200 ceva de ani, niciun evreu n-a mai putut pune piciorul în cetatea sfântă. Ambele evenimente sunt, cum nu se poate, mai dramatice. Pentru care dintre ele pregătea Dumnezeu pe cei din poporul lui? Vom vedea mai târziu cum să alegem între ele, dar lucrurile care au să se întâmple în curând erau de o tragedie de nemăsurat pentru poporul Dumnezeu. Uitați-vă la imperativele etice, la atenționarele care străbat cartea dintr-un capăt în celălalt.
Dacă veți citi Apocalipsa, veți vedea că din când în când autorul se oprește, zice, atenție, 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 ca și cum nu te lasă să adormi lângă această carte, să filozofezi, să plutești în întrebările tale, ci trebuie să fii mereu pe vârfuri. Aș lua doar câteva dintre ele. În primul rând, de 7 ori, în 2 capitole, strigă în urechile bisericii. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nu simțiți urgența mesajului? Nu e o predică la care să cași, să pleci acasă, ci trăiești sau mori în funcție de ce faci după ce ai auzit-o. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Capitolul 13. Fiara este năpustită împotriva poporului sfinților, pârâie zidurile și vine atenționarea. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, va trebui să cadă ucis de sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Ca și cum Dumnezeu ar fi spus bisericii, da, sunteți evrei, sunteți iudei, răscoala împotriva Romei a început, dar nu-i treaba voastră. Cine ridică sabia de sabie va pieri, spune Scriptura, capitolul 14. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Versetul 13 continuă. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferici de acum de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Ferici de cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Ei mor în Domnul și faptele lor îi urmează, dar le vor întâlni șterse și plătite de sângele mielului. Capitolul 16. Suntem în mijlocul revărsării potirelor. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol, să nu-i se vadă rușinea. Aduceți-vă aminte de Eden, de frunzele, de smochin, ca să ne ascundem rușina din pricina păcatelor. Când ești în prezența lui Dumnezeu, ești îmbrăcat cu Hristos. Toate păcatele tale, ferice de cel ce spălzește hainele și mireasa din ultimele capitole este îmbrăcate în faptele neprihănite ale sfinților. Dar ascultați capitolul 18, versetul 4, judecata curvei celei mari. Apoi am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți de urgiile ei. M-aș întoarce cu 40 de ani în urmă de la evenimentul acesta, la ziua cincizecimii, când oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă erau adunați la Ierusalim, Duhul lui Dumnezeu coboară, ucenicii ies în piață, Petru începe să predice și cât își de predica, din mulțime, ca un vuie de ape mari, se aude o întrebare. Fraților, ce să facem? Știți ce le spune Petru? Faceți stânga împrejur. Ieșiți din mijlocul lor. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta, această prezență a lui Dumnezeu în noi, este pentru noi, pentru copiii noștri, pentru toți cei ce vor, cei ce sunt acum departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte îi îndemna și zicea, ieșiți din mijlocul lor, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Atunci la Rusalii, a fost o ieșire spirituală, o pocăință. I-au continuat să trăiască în cetate, să se întâlnească în pridvorul lui Solomon, dar altfel, alți oameni, să fie o lumină în cetate și Dumnezeu adăuga la numărul lor în fiecare zi, spune Scriptura, 3.000, 5.000, 10.000. Și așa a pornit biserica. Așa sunt cei 144.000, dragii mei, pe muntele Sionului împreună cu mielul, pecetluiți dintre semințiile lui Israel. Dar acum, după 40 de ani, ieșirea a trebuit să fie fizică, cu neveste, cu copii, cu tot ce au avut. Și istoria spune că biserica din Ierusalim s-a ridicat și a ieșit înainte de cercuirea Ierusalimului. S-au așezat în Pela și au scăpat viața. Și pentru asta iudeii nu-i iartă de atunci încoace. Trădător de țară și de neam, dar stăpânul lor le-a zis, cine ridică sabia, de sabie va pieri.
Aș putea la sfârșitul cărții, ați văzut probabil ce fac, m-am mișcat dintr-o parte în alta, pentru că singura noastră dorință sau mea dorință este să prindeți gust de cartea asta, să începeți să o citiți. Duhul Sfânt vă poate predica mai bine decât vă predic eu. Ascultați versetul 10-11 din capitolul 22, apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. Interesant, cartea Daniel din Vechiul Testament este tot o carte apocaliptică, ca și Apocalipsa. Și Daniel primește niște prorocii ciudate, ca și Ioan pe insula Patmos. Lui Daniel îi se spune, pecetluiește cartea aceasta până la vremea sfârșitului. Lui Ioan îi se spune, nu pecetlui cuvintele acestei prorocii sau prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Sentimentul de urgență nu te lasă până la sfârșitul cărții. Dar acest sentiment de urgență, dragii mei, nu doar pentru ei atunci acolo, ci este și pentru noi acum și aici. Ascultați-l pe Petru vorbind. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Și face doar o mică precizare. Ziua Domnului este fie venirea lui pe norii cerului, eu nu vă pot spune când va fi asta, fie moartea ta sau a mea. Acum, dacă tu știi când îți vine moartea, ferice de tine, și dacă poți să-mi spui și mie, te rog să-mi spui să mă pot lăfăi până atunci, în liniște, cu 3 zile înainte, să mă pregătesc și eu de ea. Dar nici unul nu știm, pentru că ziua de mâine nu e a noastră. Și atunci aș citi textul acesta în dreptul meu, ca pe o urgență, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar poate îmi vei spune, moartea mea nu înseamnă și sfârșitul lumii? E adevărat. Dar moartea ta înseamnă sfârșitul tău. Contoarele tale se închid, nu mai poți face nicio schimbare, parastasurile făcute de alții pentru tine nu au absolut nicio valoare, pentru că omul este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Acolo se oprește totul și cu ce ai făcut până acolo te duci înaintea judecătorului. Și ați auzit textul. Deci ziua Domnului va veni ca un hoț. Deci, fiindcă toate aceste lucruri, care lucruri? Cel după care tu și cu mine alergăm de dimineața până seara, să mai pui o cârpă pe tine, să mai adun ceva grăsime pe tine, pe care nu știi ce să faci cu ea mai târziu în viață, să îți mai oblojești din răni și din durere și să îți umpli gura cu medicamente și să aduni deșertăciunea acestei lumi în mâini. Toate astea vor trece, vor arde împreună cu pământul. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Fraților, suntem în fața unei cărți care aduce un sentiment de urgență în bătătura fiecăruia dintre noi. Spuneți-mi, câți dintre noi ne începem viața ziua așa și câți dintre noi ne sfârșim ziua așa? Vine Domnul! Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse se vor pieri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Las pe Petru și mă întorc înapoi la Ioan și ascultați-l pe el după ce îngerul îi spune, nu pecetlui această carte. Dacă nici asta nu este o vreme de urgență, nu înțeleg care alt ar putea fi. Cine-i nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Poate nu înțelegeți textul acesta. De aceea și aduce o imagine înaintea voastră. Un înger povestește cu Avram, doi coboară în Sodoma și Gomora. Știți toată povestea din noaptea aceea. Îngerii apucă pe Lot și îi spun, ieși cu tot ce ai din cetate. Lot fuge la ginerii și fetele lui. Bătrâne, du-te și te culcă, aiurez. Aleargă ca un bezmetic de la unul la altul. Nu poate să ia pe nimeni cu el. Îngerii stau și îl zoresc și spun, ieși! Și Lot nu se poate mișca și îl apucă, dragii mei, și scot afară din cetate. Stai să pocăiesc pe vreo 2-3. Nu. Textul spune, cine e nedrept să fie nedrept și mai departe, cine e întinat să întineze și mai departe, nu mai este vreme de schimbare. Dacă asta nu e o vreme de urgență, spuneți-mi care o fi.
care o fi. Cine-i fără prihană? Sodoma e pe drumurile ei, dar tu, Lot, ar trebui să fii pe drumurile tale spre Țoar. Din păcate, stâlpul de sare, legăturile cu Sodoma, dragii mei, va veni o vreme, nu știu când și cum, când toate acestea vor deveni reale. A fost o vreme în Ierusalim când cei care se numau creștini, care țineau mărturia lui Hristos, au trebuit să ia ce au, să nu coboare în casă, să-și ia vasele, să nu se întoarcă de pe câmp, ci să ia ce au apucat, să fugă la munți, să iasă din cetate. Vremea pentru evangelizare a trecut acolo. E o vreme de urgență. Uitați-vă puțin la lista care se începe și vă las pe dumneavoastră să o continuați. Pentru că lista vorbește despre două moduri de viață. Cine-i nedrept să fie nedrept mai departe? Ești nedrept în relațiile cu frații tăi, cu semenii tăi, cu afacerile tale. Cine-i întinat? Întinat cum? Ți-ai murdărit mâinile prin ascultările tale să se întineze și mai departe. Am pus puncte să continuați lista. De cealaltă parte, există un alt fel de a trăi. Cine-i fără prihană să trăiască fără prihană și mai departe. Cine-i sfânt, cine-i separat de lumea asta, să se separe mai mult de ea. Mai mult de ea, să se sfințească și mai departe. Dar nu vă sună în urechi faptul că cele două moduri de viață vorbesc despre cele două nume pe care omenirea încearcă să și le facă de-a lungul întregii istorii? Două nume, două destine. Numele fiarei, vei rămâne afară. Numele lui Dumnezeu, vei fi invitat în cetate, la pomul vieții. Ascultați-mi pe Ioan încheiindu-și cartea. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Interesant, baptistierul s-a transformat într-un mormânt și nu la întâmplare. Pentru că a spăla hainele înseamnă a muri împreună cu Hristos. A muri împreună cu El ca toate păcatele tale să fie plătite, dar apoi înseamnă și o înviere împreună cu El și mă bucur că mormântul a înflorit ca să vorbească despre viața care se naște în urma morții noastre cu Hristos. Nu spune Scriptura, toți câți am fost botezați în Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Am lăsat cei vechi și am luat ceva ce-i potrivit pentru cer, potrivit pentru o veșnicie cu Dumnezeu. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară? Da. Afară sunt cei nedrepți și cei... Afară sunt cei care au 666 pe frunte și pe mână, dar vă rog frumos, nu vă uitați în oglindă, că nu se vede nici numele lui Dumnezeu, nici numele fiarei. Nu pipăiți dururile de pe mână, că nu despre asta este vorba. Ci vorba despre lucruri mult mai subtile pe care, dragii mei, le primim fără să băgăm de seamă. E prin alegerile noastre, se pare normal. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol. Slăvit să fie Domnul că eu nu sunt niciunul din aceștia. Dar textul continuă, oricine iubește minciună și trăiește în minciună. Oricine se bucură de jumătăți de adevăruri, de cuvinte cu două înțelesuri, de neumblat în lumină, de tăinuit lucruri de unul sau de altul. Toți aceștia sunt afară. De ce? Au primit un mod de a gândi și au ajuns la un mod de a trăi. Și când ajunge gândul faptă, lucrurile se diferențiază foarte clar. Nu-i complicat pentru Dumnezeu să citească codul de bare care e pe sufletul tău, să vadă dacă ești între oi sau între capre. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse.
Nu știu cum te-ai scurt azi dimineață, dacă ăsta a fost gândul care te-a ridicat din pat. Vino, Doamne Iisuse, majoritatea spunem, mai stai un pic, Doamne. N-am terminat școala, nu mi-am făcut afacerile, n-am, mai stai un pic. Poate ați uitat că noi nu ținem de lumea asta, suntem străini și călători prin ea, oricum tot ce am adunat vom lăsa aici, așa că cât mai repede plecăm, cu atât mai bine. Care din voi mulțumiți pentru picioarele care vă dor și inima care nu mai bate și vertebrele care vi s-au blocat sau cancerul care vă sfredelește trupul? Toți mai vrem să stăm un pic, un pic. Dacă aveți curajul să spuneți după mine, Maranata. Hristos a înviat. Wow. Mergem acasă. Atunci și ultimul verset se potrivește. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.